48. 48, 16 3, 48, minus 2 radical din 3 la pătrat. 4 prin 12 și face egal radical din 48 minus 12. 36. Și deci egal cu 6. Am aflat-o pe cine? Pe ce, ce mă? Îmi trebuia ce mă mie? Da. Unde? În ce? Din ce motiv? Ca să aflat pe ce ce mie. Asta e. Deci mă ducem în triunghiul ce prim, ce e, în care știm acurat ce ce prim este egală cu 4. Hai, vorbește. Ce e egal cu 6? Ce e egal cu 6? Și atunci? Din teorema lui Pitagora. Și ce prim e? Ce prim e pătrat? Sau ce, ce este ce prim ai, e? Potenuză. Potenuză. Deci ce prim e, e egal cu radical din ce ce prim pătrat? Ce ce prim pătrat, adică 16 plus 36 și egal cu radical din 52, care face cât radical din 52? Face 2 radical din 2. 2 radical din 13, da? 13 ori 4, deci 2 radical din 13. Și pe asta am găsit și distanța de la ce prim la m. Da? Distanța la ce prim la m. Trebuie să fim atenți pe probleme. Am venit aici, acasă, nu mai citești filmul, nu mai citești, nu mai vizionezi filmul. Aici nu ești atent, înseamnă că e făcut un efort degeaba de deplasată. Și e valabil pentru oricine. Mai ales, iar mă întorc, de regulă la meditație, când te duci și stai acolo pasiv cu profesorul și profesorul îți dictează și tu scrii, ai făcut drumul degeaba. Ai furat banii de la părinți și i-ai dat lui. Ai furat banii. Nu te ales cu nimic. Și la școală când te duci, la clasă când stai, dacă stai tot așa pasiv, mai tine, stai acasă, te alege, dormeai, făceai ceva. Mâine au test, trebuie să am scris pregătire pentru test, domnule. Atât mai grav. Poate mai grav. Pasivitatea ta mă doare. În seara asta nu mai e, ci sensul care ești. Da, deci, multă, multă grijă când ne pregătim, mai pentru test. Mâine ce face dacă stăm în starea asta? Bun. Sigur, poți să treci pe o stare sufletească deosebită, poți să fii fel de fel de lucruri în culise, de acord cu tine, cu oricare din voi. Dar, în același timp, rostul activității ca elev, a ta este, rostul tău este ăsta. Să fii în forma cea mai bună la momentul respectiv. Da. Avem o altă problemă și aici de aia, care îl reface. Da. Fie A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, B, prim. În ipoteză? Da. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, U. U de natură amic. A, B, egal cu amic. Așa. Iar O, prim. Oprim centrul bazei, A prim, B prim, C prim, D prim. Adică oprim centrul bazei. Egal cu AC, intersectat cu BD. Am zis AC și BD, diagonal. A lui, nu, oprim, oprim. A prim, C prim atunci, domnule. A prim, C prim, B prim, D prim. Da. Și nu dăm cu oprim. Oprim. Amic, deci la concluzie. Asta e ipoteza concluzie, încerc. Calculați area laterală a piramidei. Area laterală a piramidei, de vârf oprim. Oprim. Și baza ABCD. A, B, C, D. Deci oprim e vârful. Litera cu care se începe, când autorul nu spune, dar începe cu așa, acela e prima literă, e vârful. E vârful. Aici a fost și mai drăguț cu vârful în oprim. Așa e corect. Pentru că ăla e cub, știți, și de da. Găsiți o speriat piramidă. Bun, deci cu vârful
putere vă spune la prisme respective, dar acum zicea de la mine. Bun. Cât la sută, cât la sută reprezintă volumul piramidei, oprim ABCD, din volumul cubului. Din volumul cubului. Așa. Cât la sută? Pe la sută, ori... Din volumul piramidei, oprim ABCD. Din... Nu. Nu, cât la sută reprezintă volumul din volumul cubului. Cât la sută reprezintă volumul. Așa. Așa. V oprim A, B, C, D. Nu. Volumul piramidei oprim A, B, C, D. V, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Egal cu V oprim, v oprim A, B, C, D. Adică V la sută din cel mare. Să fie egal rezultatul ăsta. Cât la sută din cupri e volumul piramidei? Așa. Cât la sută din 100 de lei reprezintă 3 lei. Exact. Da? Asta dar nu volumul piramidei. Și ce mic? Ce mic? Arătați că A oprim. A oprim. Perpendicular pe oprim M. Unde M este mijlocul mulții. Ce ce prim? Adică MC egal cu MC prim. MC egal cu MC prim. Da, MC prim. Asta da? Da. Deci trebuie să desem un cub. Baza este ABCD. Da, deci un cub. A, B, C, D. Deci A prim, B prim, C prim, B prim, A. Da, și intersecția O prim. A diagonal nu e aici. O prim. O prim. Și acum să vedem... AB egal cu A mic. AB egal cu A mic. Și atunci aia laterală a lui O prim A, B, C, D. Da. Deci... Așa, trebuie să vedem o piramidă cu baza pătratului. Piramide regulare. Patru latere regulare. Cu cine este egalare laterală? Adi, tu mă conduci. Deci, nu mai spun nimic, tu trebuie să fii cel care conduce lecția. Ce înseamnă are laterală a lui? Prima ABCD. Dar ce este o prima BCD? O piramidă, am spus, da? Ce înseamnă are laterală? Cât material ți-a trebuit ca să vedești de jur împrejur? Nu te gândi la formulă, gândește practic. Exact. Deci are laterală înseamnă ce material ți-l vedești. Ce sunt fețele acelea? Triunghiuri. Deci, ce fel de triunghiuri? Isoscele. Nu, echilateral. Nu așa. Isoscele sau echilaterale? De ce cu mine? Sunt isoscele sau echilaterale? De ce zici așa? Argumentează. Ca să fie echilaterale toate, ar trebui ca O prim B cu O prim C și cu B C să fie de aceeași măsură, nu? Ai argumente să spui că sunt de aceeași măsură? O e mijlocul... E intersecția diagonalelor. Da, merge cu operațional, să vă convinci, așa cum voi la oprim la mijlocul diagonalul, du-te până la capăt. Maria, tu ce părere ai? Ce fel sunt fețele, munchile astea? Fețe laterale, ce fel de triunghiuri sunt?
Sigur, dar sigur sunt ce fel de triunghiuri? Isoscele. Pentru echilateral ne mai gândim. Dar isoscele sus și de ce sunt isoscele? De ce o prin ce este cât o prin ce? Trebuie să avem argumente serioase. Oprim B cât oprim C. Cât oprim A, cât oprim D, dacă vreți. Ducem și aici un O. Deci facem și diagonale de jos. A, C și cu B, D. Și iată punctul O. Și acum avem că oprim B, D, complet cu oprim, nu oprim. Deci oprim B, B. O. Noi vrem să arătăm că B, O oprim. B, O oprim. Oprim. Cu C oprim O. Cu C oprim O. Deci dacă ne spui O cu oprim, da. Ce poți să spui despre O oprim asta? O oprim este înălțime. Nu știu, convinge-mă. Păi, în triunghiul O, A, oprim. O, A, oprim. A, o știm că e A pe 2. Nu, A, O, ia pe... A, O, nu ia pe 2. Calculăm, e A radical de 2. A radical de 2, așa. Pe diagonal. Deci A radical de 2 pe 2. Știm că A, oprim, este... Asta e... Cât e? A, oprim, triunghiul... A prim, oprim, A. E tot acela, tot radical de 2. Tot radical de 2. Pe 2. Cine A? A, A oprim. A oprim asta? A, nu, A prim. A, e potenută. Trebuie calculată. Da, trebuie calculată. O calculăm repede. Da. Vreau să vreau reciproc ca teorem al Pitagora, vreau. Da. Dar nu-i muncă prea multe, nu exact. Se vede de ce o oprim hiperpenicular pe plan bază, că n-am. A, pentru că pare rău cu o oprim. Apoi asta mă aștept să mă observați. Există dreptunghiul A prim A, C, C prim. Unde A prim e paralelă cu C, C prim. Și perpendiculară, sigur. E dreptunghiul ăsta. A, A prim, C, C prim. Iar O prim, O este C. Dacă unește mijloacele acelea două laturi, e paralelă cu A prim. Da. Da? Și atunci A prim e perpendicular pe planul de jos. Și în clipa în care am O prim perpendicular, înălțimea piramidei, da? Orice cu O, D, cu O, A și cu O, B sunt congruente și atunci triunghiul de O prim O, C, O prim O, D, O prim O, A și O prim O, B sunt congruente, triunghiul de plâng ce congruente și le fac pe O prim C, O prim B, O prim A și O prim D congruente. Piramida care s-a format aici, O prim A, B, C, D, este o piramidă patrulateră regulată. Și înălțimea pică chiar în punctul de intersecție al diagonalei. Dar noi am insistat acum să înțelegem de ce triunghiurile acestea sunt sigur fețe, sunt sigur triunghiurile acestea, triunghiuri isoscele. Nu am niciun motiv să spun echilateral. Pentru că în clipa în care mă apuc să fac pe O prim B, ca mări, nici nu mai trebuie să spun. Sunt isoscele. Atât mă e frământ. Sunt isoscele. Și cu cine este egal? Pe ale laterale a unei piramide de acestea. Cu perimetrul bazei, da. Înălțimea. Adică ar fi cu alte cuvinte, perimetrul bazei ori înălțimea? Dar de ce să reținem așa? Nici ne uităm pe acolo și vedem că s-a tăiat triunghiuri, sunt câte triunghiuri, patru triunghiuri. Asta vreau, asta vreau. Asta, afloarea unui singur triunghi și nu ți-a scopat. După ce am văzut că triunghiurile stețile sunt laterale, sunt egale, nu mai zic perimetrul ori înălțimea, că tu acum perimetrul ori înălțimea, dar când deja înălțimea asta e prostie. Dacă asta vine și la apotema, apotema piramidii e altceva. De aceea face mare acum a zis Miluna, face mare unui singur triunghi. Și face un patru. Și un singur patru și cu asta a avut problemă.
Da? La are lateral. Hai să le datăm pentru punctul A. Zicem că... Citesc așa. Are lateral. Când să ajungem, hai să arătăm că unghiile astea O prin B, O prin C, O prin D, O prin A sunt... Păi, dacă zicem că A, B, C, D este pătrat. Așa zicem. A, B, C, D, pătrat. Mai avem și că toate triunghiile trebuie cu tot punct O prim, triunghi trebuie cu triunghiile pătratele regulate, nu? Deci, avem că O prim, vârf. O prim egal cu intersecția cuibului A prim. A prim C prim și A prim C prim, intersecția cu B prim. B prim. Și de aici înseamnă că O prim A, da? Egal cu O prim B, egal cu O prim C și egal cu O prim O prim B prim, O prim C prim și O prim D prim. Nu? De aici reiese că din astea două reiese că O prim A e congruent cu O prim B, congruent cu O prim. Că triunghiurile astea nu și mai vezi. O triunghiurile O prim O B. Triunghiul O prim O B. Congruent cu triunghiul care? O prim O D. O prim O D. Congruent cu triunghiul O prim O C și congruent cu triunghiul O prim O A. Și congruența lor ne duce spre O O A egal cu O B egal cu O C. E ca cu OD, dacă vrem să mai aplicăm și asta. Și atunci, area laterală, area laterală a lui O prim A, B, C, D, e de 4 ori area unui singur triunghi, da? De 4 ori area ziadic, area triunghiului. De acolo e O prima? O prim, unde aici? E O A sau e O prima? Nu trebuie să spunem... O prim O B, O prim O D, O prim O C, O prim O A. Da. O prim... Nu interesează că e O A cu O B sau că e O prim B cu... Faptul că... Miruna, faptul că triunghiul O prim O A, O prim O B, O prim O C, O prim O D... Interesează că O prim A e congruent cu O prim B, O prim C, O prim B. Deci O prim. Oprim aici, oprim aici, da? Așa, foarte repede. Oprim A, unghiile toate sunt congruente. Și asta înseamnă că triunghiurile acele sunt congruente între ele și atunci de 4 ori are un singur triunghi, adică A prim. A prim, A prim, A D, oprim. A, D, oprim, poftim. A, D, oprim. Sau oprim. Sau egal de 4 ori. Asta, A, B, O prim C, ca să vedem mai bine. Cum prim? De 4 ori, aia lui B, O prim C, da? Da? Și e cam mai departe cu Maria. De 4 ori. De 4 ori, B, C, sigur că da, ori O prim M, da? Ori O prim M, supra 2. Și egal cu de două ori BC, care ia mic, ori oprim M. O știu? Nu. Nu știu. Să vedem de unde aflăm. De oprim M. Oprim O, B, că e isoșel. Și rânghiul O, O. Oprim B, că... Oprim B, că este isoșel. Plică la mijloc. Așa. Putem să aflăm oprim B și oprim C. Nu uităm că avem un cub. Nu, dar trebuie, nu? Noi vrem ce să aflăm. Vrem să aflăm pe oprim da. Oprim da. Păi o știm pe oprim B. Oprim B, cât este? Deci un triunghiul O oprim B. O oprim B. Deci un triunghiul O oprim O oprim, O oprim B. A, egal, O oprim egal cu A. O B. Așa, asta e tot azi. A, azi din 2 pe 2. O oprim pe oprim B.
Asta este A radicalul 2 pe 2. A radicalul 2 pe 2. Aflăm pe oprim B. Și aflăm pe oprim B. Și apoi, cum a zis el, oprim B. Genuna. Nu are mai duce mai bine așa între unul ăsta oprim om? Oprim om, dacă vedem, da. Da? Dacă vedem, e foarte bine. Da. Că o oprim, o știu că e ala. Iar o omul cât este? Este A pe 2. A pe 2. Și atunci o oprim mă. Hai să zicem și noi. Deci între unghiul O oprim mă. O oprim mă. Avem. Teorema lui Pitagora. Că O oprim. O oprim egal cu A. O M egal cu A pe 2. A pe 2. Și atunci rezultă că O prim M egal cu radicalul din A pătrat plus A pătrat de 4, da? Și face cât are? 5. A, radicalul din 5. Pe altele am întrebat. 4 A pătrat și 5 A pătrat. Radicalul din 5 A pătrat pe 4 și egal cu? Egal cu radicalul din 5 A pătrat pe 2. Radical din A pătrat pe 4 face A, pe 2 iese în față, radical din 5. Nu? Iese A pe 2. Da? A pe 2, radical din 5, este o primem care, de care am nevoie aici. Și egal mai departe, cu de 2 ori A, ori? A pe 2, radical din 5. A pe 2, radical din 5, și face egal cu A pătrat, radical din 5. Iată cum am aflat area laterală a piramidei, A pătrat, radical din 5. Și dacă am aflat area laterală, am rezolvat la primul punct. Acum, trebuie să... Au vrea de gând. Ce spune? Cât e? Cât volum ocupă o prima PCD din toate... Hai să vedem volumul cubului cu cine este egal. Volumul cubului cu area bază în H. Cât? Area bazei, în așa, la a doua, ori A. E da, mă rădor. E da, mă rădor. Și volumul prismei acestea? Piramide. Asta, da. Da, volumul lui O prim A, M. Egal cu area bazei, o înălțime pe 3. Area bazei, adică este A fără la A. Da. Ori înălțimea care e o prima, adică ori A. Ori A. Supra 3. Adică este deci, a treia pe 3. Pe 3. A treia parte. Adică? A treia parte. Adică cât la sută? Adică cât la sută? Adică să scriu la chestia asta. Păi că sunt 25%. Păi dacă A3 reprezintă 100%, nu? Pe? 25%? X sau 100, pe la 100, hai să facem. Pe la 100 ori X egal cu Y, asta este relația. Pe la 100 ori X egal cu Y. Noi știm și pe X, știm și pe Y. Da? Deci pe la 100 ori. Și acum pe supra 100 ori A la 3-a. Ori A la 3-a egal cu A la 3-a pe 3. Supărțim pe la 3-a. Exact. Pe la 100. Pe supra 100. Egal cu 1 pe 3. Adică rezultă că pe acesta egal cu 100 pe 3. 100 pe 3. Deci pe la 100 este 33. 3 în perioadă. Perioadă 3. Asta este. Deci pe la 100 este egal cu, dacă vrei să scriu, zic, 33, virgul în perioadă 3. Ca să scriu egal. Dacă nu, las 100 pe 3. Asta e pe 1. Sau cu regula 3, simplu, nu mai ușor. Dacă A la 3 are pe 100%, atunci A... Păi asta e și făcut în relația asta. Asta am și făcut cu pe 100%. X, Y, cât vrei de acolo, da? Deci, dar ca să nu îi... ținem cont de așa. Pe la 100 ori X egal cu Y. Sunt trei probleme aici care se trezesc în practică. Ce întâlnim?
dăm procentajul și pe X la fel de Y, dăm procentajul și pe Y și la fel de X, sau dăm pe X și pe Y ca în situația noastră și aflăm procentajul. L-am știut și pe X și pe Y, am aflat procentajul. Pe la sub. Corect. Și punctul C? Punctul C se arăta ca o prim, implementat pe o prim. Unde e o prim? Este pe C, C prim, mijlocul. Pe ce? Ce prim. Ce ce prim aici, da? Da. Mă. Deci arătăm că A o prim, A o prim asta, pe o prim M. Așa. Notați eventual că nu e prim, dacă ați avut acolo. Am avut... E prim notat pe jos, ca să fie... să respectăm problema. Așa, e, e în prim, e, dar... nu atât de important este. Am avut pe aici, da, am fost să mai dat sus acolo. Atunci facem aici, e în prim, și zicem, e în prim aici, unde au zis că este mijloc. E în prim, și cu asta am rezolvat. Da. Și gata problema. Deci, distanța de la... Cine? Deci problema de la... Se arătăm că A o prim e perpendicular pe O prim M. Adică unde la A o prim M să fie 90? Distanța de la A o prim, de la A o prim, de la dreapta asta, Miruna, la dreapta O prim M. Adică nu O prim e 90 grade. Eu aș merge pe măsuri, să reciproc termenul cu Taura. Când mergi, la fel pe A o prim, știm, putem deci, să... Deci, într-unghiul ăsta... A o prim M. A o prim M. Pe O prim M, la fel îmi repet. Pe A o prim, tot la fel. Și pe A, M, ducem într-unghiul A, M, C prim, A, M, C, care e din 90. Și la fel și pe A, M. Deci pe A, I-M prima o aflăm repede, nu? A-M. A-M. A-M prima. I-M prima, spus acum, da? A-M prima am aflat-o aici. Da. Pe O prim I-M? Pe O prim I-M. Întrebi O prim, C, C prim? O prim, C prim, I-M prim, da? Da. Ne putem duce acolo. Da. Și? Și pe A, pe A O prim, întrebi A prim, O prim A. Da? Și le aflăm acolo, da? Da. Ia tot timpul să duce pe calculilor, profesor, da? Vine asta, nu mă mulțumesc. Și la teste, și la probleme, și peste tot, ea face așa, duce pe calculi și rezolvă. Este o soluție. Da, dar uneori pierde foarte mult timp. Sigur că da. Și nu se mai uite și pe alte soluții. Să vedem, da, mai fi și alta, dacă noi ne ducem pe ea, afla laturile. Deci, hai să încercăm alte idei, Miron, aici. Ce alte idei mai putem prinde? Poate să fie reciproca a treia? Reciproca a doua, a doua, a celor de perpendiculare. Dar acela privește distanța de la un punct la un plan. Mă gândeam că aici este distanța. Este, să arătăm că au oprit pe oprimem, adică acolo e 90 de grade, nu? Da, că vă drepteți perpendiculare, nu? Oprim M prim acolo, nu? Deci aici trebuie să fie 90 de grade. Da, da. Așa. Și tu te duci la reciproca momentului tabără. Când a fi latul, că și dacă probează, ea spune gata, acolo. 90 de grade acolo, da. Da. Acum, ar mai fi varianta aceea desfolosită, în care, dacă din context apare mijlocului A, e în prim, dacă apare din problemă mijlocul, și unești pe asta, și constați că jumătate din ipotenuză îl faci pe ăsta unghi drept. Uh-huh. Ca soluție. Desfolosit asta. Uh-huh. Într-un trig în care se întâmplă. Ca mediană să fie jumătate din latura la scăiera care se face referire. Aceea este... Da. O pus și la test. Exact. O fost la test. La simulare. Da. La simulare. Aici, acum, în clipa asta, cred că asta ar fi varianta. S-o să aflăm la acolo și să vedem dacă probează mic... Da, asta e... Da.
Deci nu, nu vedem că nu neapărut linia în mijlocie, A prim cu un punct aici pe A, E prim, n-am. E prim de a apărut o problemă, da. Deci, nu sunt nevoit să mă duc, să calculez la apărut și văd cât am vrea merge. Merge, da? Da. Deci, deodată să spun eu, oprim e prim, oprim e prim, A este egal cu... Egal cu radical din... Oprim, nu mai știu ce prim ne-am pus. Oprim, ce prim, ne-am prim. În triunghiul oprim, ce prim, e prim, da? În triunghiul ăsta discutăm. Și oprim, e prim. E prim egal cu oprim, ce prim pătrat. Oprim, ce prim, la pătrat. Plus... M prim ce prim pătrat și egal cu O prim ce prim o știm. Cât e O prim ce prim? O prim ce prim e radical din 2 pe 2 la pătrat plus ce prim e prim 2 la pătrat 4 deci 2. Ce mă, că e A pe 2. E A pe 2. E cub. E A pe 2 e la pătrat. E mijloc asta. Cub. Cub de la natura. Da. Tu ții cont de ce-a fost întâlnată problemă, că era A pe 2. Era altă poveste acolo. Și de ce gama are Ia cu? E ca cu 2 A pătrat pe 4 plus A pătrat pe 4. Și ce-a cu? 3A pătrat pe 4. Radical din 3A pătrat pe 4, care face A pe 2 radical din 3. Asta e cine este? Este O prim, M prim. Așa, absolut, O prim, M prim. Ce trebuie să mai aflu? A prim, A, M prim. Deci în triunghiul M prim, ce A. Deci în triunghiul... M prim, ce A. Din triunghi, e în prim ce A. E în prim ce A. Da. E în prim ce A. A, avem, e în prim ce... Atunci, A e în prim. Este egal cu A e prim la A e prim. Este egal cu radical din... Ce este A e în prim? Este ipotenuză. Ipotenuză, Maria. Și atunci, egală cu? Egală cu AC pătrat minus... AC pătrat? Plus. Plus e în prim ce... Ce e în prim la pătrat. Egal cu radical din AC. Păi A pe A pe A radical din pe 2. Mă, nu, A pe 2. AC, da. A radical din pe 2. AC este... AC e A radical din pe 2. De ce e din 2? A radical din 2. Și face 2 A pătrat. Plus ce e? De ce e? 3 A pătrat plus A pătrat pe 4. Deci A pătrat pe 4. Și egal cu... Radical din 3 A pătrat pe 4. 8 și 1, 9. A pătrat. 9 A pătrat pe 4. Și egal cu 3 A pe 2. 3 A pe 2. Și cu asta din fapt și pe A e în prim. Ce ne mai trebuie, Maria? O prima, nu cea de-a treia latură. O prima din ce trebuie să reducem? O prima. Deci în triunghiul, oprim, aprim, a. Rezultă că a oprim, egal cu radical din. A oprim, egal cu radical din a primul, care e radical din 2 pe 2. Deci A la a doua, 2 A la a doua pe 4. 2 A la a doua, 2 A la a doua pe 4. Plus A la a doua. Și egal cu 4 aici, 6 A la a doua. 6 A la a doua. Adică A pe 2, radical din 6, nu? Piesa A pe 4, deci A pe 2, radical din 6. Bun, și avem mitale 3. Și avem mitale 3 și trebuie să arătăm, ne întrebăm dacă A e în prim pătrat, A este egal. A e în prim, da. Dacă A e în prim la pătrat, O prim e egal cu... O prim e
oprim din prim pătrat plus oprim a pătrat, oprim a la pătrat, să vedem. A în prim, cât este Maria? Cum e situat pe A în prim? Oameni. Adică 3A pe 2 la pătrat, oare este egal cu oprim în prim? A pe 2 la pătrat. 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 Deci A pe 4 ori 3 plus A pe 2 la pătrat. A pe 2 la pătrat. Deci A pe 2 la 4 ori 6. Observăm, ne-i cam zicuare cu 9 pătrat pe 4, egal cu 3 și cu 4, 6, 9 pătrat pe 4. Da, adevărat înseamnă că triunghiul o prima, măsura, deci înseamnă că măsura unghiului A o prim C. Sau A oprim, e prim, da. E ca 90 de grade. Ce ce mă anunță? Că, într-adevăr, A oprim, A oprim, e perpendicular pe... Oprim, e prim. Oprim, e prim. Deci acum e primă. Oprim, e prim. Și dincolo la fel. Aici am spus e prim. La concluzie, la concluzie, ce mai scrie? La concluzie, la prima. La ce, domnul profesor? La ce, la ce, la ce? Sus, la concluzie. Acolo, acolo, acolo. Ne oprim aici, eu trec și trec din dimineață, de fapt, că... Să pleacă la București? Da. Filmează, la 10 sunt, la 10 și 20 sunt în direct la... Vă vrem. Vă susținem. Nu contează, avem internet. Și avem, știi, voi. Știi, voi și matematică. De desente. Hai, desente, la desente. Nu poate să luăm microfonul. Da, da, da. Doamne, avem așa ocazie, se poate. Asta spun, vă doresc să mâine să vă faci. Să vă ajungem seara asta, cum ai spus tu, Adi. Trebuie să spun, mi-a plăcut altă dată am spus-o cu voce. A plăcut și altă dată, acum am spus nu. Este pentru parte când spun nu, așa nu. Mai e voce, da. La revedere. La revedere. Mulțumesc. Uitați de like, share și să vă abonați acolo online.